Ministerul Educației a publicat rezultatele examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023 pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro. Datele publicate arată că în județul Suceava nu a fost înregistrat niciun candidat care să obțină media generală 10. Cea mai mare medie din județul Suceava a fost 9,96 și a fost obținută de doi candidați, unul de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava și celălalt de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc la specializarea matematică informatică. Dintre cei 4.990 de candidați înscriși în județul Suceava, 3.757 au fost declarați reușiți, ceea ce reprezintă o rată de promovabilitate de 75,1%, în scădere față de anul trecut. Rata de promovabilitate a promoției curente este de 79,2%. La nivel de filiere, rata de promovare la filiera teoretică este de peste 87%, în scădere față de anul precedent, când a fost de 88,8%. În ceea ce privește filiera tehnologică, rata de promovare a fost de 52,2%, în scădere față de 2022, când a fost 56,9%. La filiera vocațională, rata de promovare este de 76,7%, în scădere față de anul trecut. Un aspect remarcabil este că la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Moldovenesc, toți cei 117 candidați au promovat examenul de bacalaureat, având o rată de promovabilitate de 100%. Media cea mai mică înregistrată a fost de 7,01. Înainte de soluționarea contestațiilor, colegiile naționale Ștefan cel Mare și Petru Rareș din Suceava au câte un candidat respins, iar la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți sunt doi candidați respinși. De asemenea, la Nicu Gane în Fălticeni, 6 candidați nu au promovat examenul din totalul celor 235 de candidați prezenți la toate probele.